Bună ziua și bine v-am găsit la ediția de astăzi a emisiunii Videoteca Excelenței. Vom discuta despre gimnastică, vom discuta despre gimnastica aerobică, mai exact, despre un talent plecat de la Iași și nu numai, despre David Gavrilovici, care, iată, din păcate nu este în studio alături de noi, dar este domnul antrenor Bogdan Bantă, cel care, practic, l-a ghidat și l-a ajutat timp de 10 ani și cred că o să o facă și în continuare. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Țin minte că au trecut ceva când mi-ați vorbit despre David, că o să ajungă mare. Cum vă dați dumneavoastră seama de potențialul unui sportiv? Având în vedere că, într-adevăr, au trecut mulți ani de când suntem prieteni și dumneavoastră sunteți alături de gimnastica aerobică din Iași și ați putut și l-ați cunoscut pe David încă de când era mic, atunci când l-am descoperit. Da, de la început am considerat și am crezut că David va fi un talent și, apropo de întrebarea dumneavoastră, de ce am știut că David va deveni campion mondial? Pentru că calitățile pe care le avea încă de la vârsta de 6 ani jumătate îl recomandau către această izbândă de mai târziu. Adică un copil foarte responsabil, un copil muncitor, un copil care era perfecționist încă de mic în tot ceea ce face și la care s-au adăugat calitățile fizice, bineînțeles, mobilitate, forță, coordonare și, bineînțeles, un caracter deosebit, un copil foarte, foarte vesel și jovial. Și neschimbat. Și neschimbat până acum, care, din copilul pe care l-am descoperit și pe care l-am antrenat timp de 10 ani, acum adultul, component al lotului național de seniori al României, cu medalie de aur la campionatul mondial și nu numai, inclusiv medalia de argint pe echipe și medalia de trio la proba de trio. Cum se poate ajunge la un astfel de nivel? În primul rând, printr-o consecvență a muncii peste ani, trecând prin toate etapele de juniori ale campionatului nostru și a gimnasticii aerobice din România și, bineînțeles, prin accederea în lotul național de juniori și apoi de seniori a României. Putem vorbi, nu știu, de un alt copil la un astfel de nivel destul de repede, destul de ușor, un David 2 putem să mai vedem de la Iași ajungând cam în cât timp practic un astfel de sportiv ajunge la nivelul lui David? Au trebuit 14 ani să ajungă la acest nivel. Eu consider că un sportiv ca David, într-adevăr, se poate naște odată la o generație, dar sper și eu văd în sală copii care îi vor călca pe urme cu siguranță și nu știu, poate într-un 2, 3, 4, poate fi și în 10 ani, dar m-aș bucura și peste 10 ani să ajungă un copil atât de sus așa cum a ajuns David. Dumneavoastră ați organizat și competiții, sunteți și arbitru internațional, ați fost la foarte, foarte multe competiții de gimnastică aerobică. Ce are totuși Iașul ca plus pe partea aceasta de gimnastică aerobică, de reușește să aducă medalii, pentru că vorbim și de minusuri atunci când e partea de antrenament, nu de potențialul fizic. Am adus medalii la majoritatea competițiilor la care am participat, atât naționale cât și internaționale, cu diferiți sportivi, nu numai cu David, dar, într-adevăr, probabil faptul că am făcut o selecție destul de riguroasă și în care am reușit să găsesc acei copii care au avut un potențial fizic, motric foarte bun și care, prin lupta pe care au, că este o adevărată luptă la campionatele sau cupele noastre naționale, e o adevărată luptă, prin lupta pe care au depus-o, au reușit să fie mai buni decât adversarii lor și au așa obținut medalii pentru clubul Gimnes, pentru clubul CSM sau pentru Iași. Cum reușiți să le rămâneți prieteni sportivilor? Pentru că e o altă atitudine, într-adevăr, când vorbim de o competiție și o atitudine alta, da? Mult mai prietenoasă și mai degajată în afara competițiilor și sportivilor și părinților. Munca de antrenor este foarte complexă. Antrenamentul nu se termină în sală.
Antrenamentul trebuie să continue și în afara orelor fizice, apropierea către de sportivi, înțelegerea lor, plus că eu consider că modelul, un sportiv trebuie să aibă în antrenorul său un model și eu consider că ce am transmis copiilor a fost educație, bun simț și, bineînțeles, multă tragere și disponibilitate la a munci ca să poată să obțină rezultate doar prin muncă. Ce am mai observat foarte interesant la dumneavoastră, aveți ambele fete la gimnastică, dar nu s-a simțit atunci când e vorba de competiții. Nu ați fost părtinitor. Cum reușiți? E foarte simplu. Antrenorul, în sală sunt antrenor, după sală sunt părinți. Acestor două fete pe care le avem și de care suntem foarte mândri și da, e un pic de, nu știu, nu pot să zic ciudat, dar nu se poate face o diferență în sală. În sala de gimnastică toți copiii sunt la fel, indiferent, nu se poate absolut să face niciun fel de diferențiere decât foarte critică și foarte obiectivă. Dar de obicei se întâmplă. Părintele, dacă ajunge, nu știu, ca dumneavoastră sau pe o altă funcție, își bagă copiii în față. Culmea, la dumneavoastră funcționează exact invers. Reușiți. Deci se poate. În realitate, dacă vrea cineva să fie echilibrat, poate. Sigur că da, dar nu se poate altfel, pentru că odată intrat în competiție, codul de punctaj și faptul că ești jurizat de alți arbitri nu face decât să te pun acolo unde ți-e locul. Deci, ca antrenor, am datoria de a aduce în competiție sportivii care, la momentul respectiv, aduc cele mai importante, adică sunt în vârf de formă și care pot aduce rezultatele cele mai bune. Și copiii mei au făcut parte și fac parte în continuare din aceste ansambluri, dar nu faptul că sunt tatăl lor, dar v-am spus. Exact, am văzut. Au muncesc în antrenamente, poate câteodată sunt mai critic cu ei decât cu ceilalți, dar reușim. Spuneam de rezultate foarte bune, de medalii și de minusuri. Minusuri referindu-mă strict la locul unde practic vă antrenați. Ați avea nevoie de ceva mai mult. În primul rând, într-adevăr, locul unde ne antrenăm acum și toate antrenamentele pe care le facem sunt în spații care sunt primitoare, dar dacă vorbim despre înalta performanță, unde ne dorim să ajungem, nu sunt suficiente. În primul rând, ne trebuie o sală mult mai mare, cel puțin minim 100 de metri pătrați disponibil pe care să putem să-i folosim. La probe ne trebuie aparatură, nu avem podium de gimnastică la Iași tot timpul când facem acea competiție cu Iașiul la care dumneavoastră ați participat și vă mulțumim că de fiecare dată ați fost alături de noi, îl aducem de la București, îl ducem înapoi, nu avem materiale, echipamente ajutătoare pentru a putea învăța copiii burez de gimnastică cât mai divers și cât mai de diferite forme, saltele și tot felul de aparatură care ne poate ajuta în pregătirea și în obținerea de rezultate. Nu avem astea, încercăm să cu pe zi ce trece să mai aducem câte un burete în sală, dar v-am spus, avem săli frumoase, avem săli primitoare, dar nu suficiente pentru un alta performanță. Și totuși, când vorbim de rezultate, minusurile astea pe care le-ați prezentat dumneavoastră acum nu se văd. Noi vedem doar și publicul vede doar partea bună. Cum totuși puteți cu niște minusuri destul de mari să aduceți niște plusuri frumoase ca medaliile pe care le vedem și ne bucură, firește. Toată lumea mă întreabă cum reușesc de la Iași de sala mică. Păi, ce să zic, probabil contează că atunci când mergem la o competiție mai reușim și noi să ne acomodăm pe spațiul de concurs. Atât de repede? Da. E ca o minune, sincer. Nu, încercăm să facem din imposibil posibil, ca să zic așa, și câteodată ne iese, câteodată mai avem de lucrat. La fete, când va putea ajunge un sportiv așa cum este David? Și dacă la fete, la băieți e mai ușor, cum?
Nu neapărat. Sunt sportivi și fete și băieți foarte talentați și foarte bine pregătiți în țară și care, își doresc să ajungă la lotul național de seniori. Eu consider că în 2-3 ani vom avea și o fată, probabil la lotul de juniori. Am avut o fetiță participantă la Bucharest Open Cup, care s-a clasat a treia din țară și consider că este un copil foarte talentat și care poate ajunge la lotul de juniori al României. Avem și băieței, deocamdată mai micuți ca vârstă, dar consider că la fel de talentați și dacă vor munci și vor fi consecvenți și nu un an, doi, ci pe o perioadă lungă de timp, pentru că să ajungi la lotul național de juniori care începe de la 14 ani jumate, 15 ani în competiție, deci e o cale lungă. E o cale lungă, dar dacă îți dorești lucrul ăsta, poți ajunge să faci gimnastica aerobică de performanță la nivel înalt. Care sunt marile sacrificii? La ce trebuie să renunțe acești copii? În primul rând, timpul liber înseamnă antrenament, care câteodată ajută pentru că îi ajută să fie mai organizați, nu își pierd timpul inutil, îl folosesc, cum am spus, pre-antrenament, pentru că, clar, ca să poți ajungi să fii un performer în gimnastică, trebuie să te antrenezi mai mult, trebuie să dedici mai mult timp acestui antrenamentului de gimnastică aerobică în cazul nostru. Prenunț și, probabil, și la anumite mofturi alimentare, pentru că gimnastica este un sport în care greutatea te îndeamnă să fii precaut, te îndeamnă să fii atent la felul cum îți construiești corpul, la felul cum îți construiești sănătatea, că este foarte important să fii un sportiv sănătos, pentru că te poți antrena mai mult, poți concura la nivelul maxim în competiții și atunci, cu siguranță, nutriția, dieta, nu neapărat dieta, nutriția este un factor important în procesul de antrenament. Cum a fost de la începutul pandemiei? Știu că ați mai fost pe la competiții. Cât de dificil și ce a fost, practic, schimbat? Da, în timpul pandemiei am avut competiții, chiar anul trecut am participat la Campionatul Național de Gimnastică Aerobică, bineînțeles cu condiții de strictă și de foarte mare siguranță și condiții sanitare extrem de atent. Organizatorii au fost foarte, foarte strict cu tot ce înseamnă siguranța sportivilor. S-a desfășurat la Izvorani Campionatul Național în trecut. Dar s-a desfășurat și totul a fost foarte bine. Noi, bineînțeles, ne-am dus cu copiii testați, cu teste PCR, nu teste rapide. Anul acesta am fost și la Bucharest Open Cup din nou, iarăși în condiții la fel cu de maximă siguranță, dar am reușit și anul ăsta și ne-am bucurat foarte mult că am ajuns și la Cupa Cetății Deva, un concurs de tradiție în România și sperăm spre finalul anului din nou să participăm la Campionatul Național de Gimnastică Aerobică din 2021 și poate, dă Dumnezeu, și facem și noi aici la Iași din nou Cupa Iașului. A fost public la aceste competiții? Nu. La fotbal deja suntem obișnuiți cu... Deci acolo nu s-a putut. La niciuna dintre cele trei competiții nu a fost cu public. Au fost doar sportivi, antrenori și arbitri. Și cât de mult resimte sportivul lipsa publicului? Foarte, foarte mult. Mai ales că merg și părinții de foarte multe ori. Da, cât sau aproape puțin, de fiecare cel dat. Puțin, bine, probele de gimnastică aerobică, spectatorii care participă la un concurs de gimnastică aerobică, încurajează sportivii în pauzele inter în care nu participă, nu concurează sportivul, dar cu siguranță ei simt aproape toți spectatorii și simt încurajările și își doresc tot timpul să facă atât pentru ei cât și pentru spectatori acest spectacol, pentru că gimnastica aerobică este un spectacol până la urmă. Într-adevăr, și atmosfera e foarte frumoasă din tribune pe care o resimțim și noi, acum gândindu-mă că e totuși oarecum prea multă liniște. Da. E benefică și liniștea aceea sau nu prea pentru sportiv? Eu zic că nu. Gimnastica este un sport frumos, e un sport atractiv, e un sport de scenă, are nevoie de spectatori, are nevoie de suporteri care să încurajeze sportivii. Și e cu fair play din câte și am văzut. Da. Contează foarte mult aspectul acesta. Câți copilași mai aveți acum pe care îi pregătiți?
În competiția din primăvară am fost cu 21 de sportivi la Bucharest Open Cup. Ei sunt mult mai mulți. Avem un nucleu de 40-45 de copii din care vom selecționa către aceste concursuri, dar avem o masă de 80 de copii din care vin la antrenamente și fac gimnastică aerobică și care se bucură foarte mult și sper să-și găsească sportul care le place în gimnastică aerobică. Spuneați că aveți și două domnișoare care vă mai ajută, care au fost sportive, sunt da, acolo? Foste sportive ale clubului Gymnis. Este vorba despre Elena Guțu și Gheorghiță Ioana, care au fost sportivele clubului nostru și care au participat atât de noi la foarte multe competiții. Ioana a fost cel mai longeviv copil, a făcut și aparte din lotul lărgit de juniori al României de gimnastică aerobică. Elena la fel și ea participantă la foarte multe trialuri de selecție pentru lotul național, deci sunt sportive care își aduc aportul și care pun umărul și care vor să își construiască probabil și care vor să perfecționeze o carieră de antrenor poate mai târziu. Cum e trecerea aceasta? Cum s-a observat de la sportiv la antrenor? Cred că le este simplu. Se simt ca acasă. Se simt ca atunci când erau sportive. Diferența este că acum nu mai ești cel care execuți, ești cel care dai comanda pentru execuție. Da, da, și oricum ai mai mulți... te ocupi de mai multe persoane, nu numai da, de tine. Exact. Poate să fie și greu. Să știți că de obicei în antrenamente munca este în echipă și cu cât copiii sunt mai mari, ei participă activ la antrenamente și pe măsură ce se apropie de o vârstă senior, junioratului mai mari, 15-17 ani sau chiar senior, ei chiar contribuie efectiv la antrenament. Vin cu idei, vin cu propuneri. Acolo este o muncă în echipă până la urmă. Cei mai mici ce vârste au de acum? 5 ani începători, iar participanții în competiție sunt de la 9 ani. Dacă sunt doritori, ce ar trebui să îndeplinească ca să vină la clubul Gymnis? În primul rând să știe că antrenamentele sunt pe lângă plăcerea de a executa acele mișcări pe muzică, ritmic, sunt conținuturile care trebuie predate de gimnastica aerobică, este multă disciplină în sală. Copiii care vin la gimnastică sunt mai responsabili și care își doresc și au plăcerea de a face mișcare. E foarte important lucrul ăsta pentru că așa este mult mai ușor și ei găsesc în gimnastica aerobică un reper în a-și petrece timpul liber. Cum reușiți să țineți legătura și cu părinții și să-i țineți aproape de competiții și de ceea ce se întâmplă? Dumneavoastră și mai există un club de basket privat în Iași care reușește? În rest, sincer, nu am găsit la fel de omogenitatea grupului extins, aș putea să spun așa. Părinții ne ajută foarte mult. La clubul Gymnis cel puțin sunt implicați. La clubul CSM, unde v-am spus că David este legitimat, nu au implicare, dar la Gymnis sunt foarte aproape de noi și ne susțin în orice facem. Dacă avem o competiție, cum au fost aceste cupe, au fost tot timpul aproape de noi și ne-au sprijinit cu ce au putut, cu tot, cu chiar și cu căratul podiumului de la mașină către sala de spectacol. Da, o fac pentru copiilor, în primul rând. Văd că eu cred că îmi dau interesul și încerc să le ofer niște lucruri pe care sunt complicat de realizat, inclusiv organizarea acestor concursuri, inclusiv faptul că acum, v-am spus, ne desfășurăm activitatea într-o sală primitoare, nu de top mondial, dar primitoare și care oferă niște condiții foarte frumoase de antrenament. Consider că este un fel de recompensă și cred că au încredere în ceea ce fac eu.
Cum este atunci când mergeți la competiții în calitate de antrenor? Ce urmăriți în primul și în primul rând? Cu siguranță că pe lângă a anota sportivii respectivi, veniți cu niște lucruri noi acasă. În primul rând, îmi doresc foarte mult să mai, în ultima perioadă, la majoritatea competițiilor care am participat, eu, ca delegat al clubului, am participat în calitate de arbitru internațional. Mi-aș dori acum să fiu mai mult antrenorul lor, fizic lângă ei, pentru că fiind arbitru, nu poți fi fizic lângă ei. Cu siguranță fiecare competiție îți dă un feedback și care te ajută să îți îmbunătățești antrenamentele pentru perioada ce urmează. Sunt lucruri pe care eu le văd și care vreau și doresc să le aplic în sală. Sunt execuții nu atât ale noastre, cât și a celorlalți sportivi pe care le urmărim și pe care le anotăm, le apreciem sau nu, și atunci prin observarea competiției putem să avem concluzii pe care le folosim în antrenamente. Da, ca antrenor, atunci când sunt cu ei, înainte de competiție, am avut bucuria acum la Bucharest Open Cup să fiu o parte din competiție lângă ei și m-am simțit foarte bine, i-am încurajat, am fost aproape de ei și le-am spus că trebuie să fie foarte atent, să fie concentrat, să știe că acolo pe scenă nu este decât rezultatul antrenamentului, nu are de ce să le fie frică, doar încurajări și până la urmă a ieșit bine competiția. Sunt momente când spuneți nu mai pot, vreau și eu o pauză? Da, bineînțeles, ca orice om sunt momente și în care simți efectiv da. Că noi nu vedem, de asta vă întreb. Dar, nu știu, nu durează foarte mult, durează până seara, eventual până ies din sală, spun, nu mai gata. Bateriile sunt încărcate de acasă, cu siguranță. Da. Știu că în soție aveți un sprijin exemplar din toate punctele de vedere. Și la competiții peste tot. Suntem, Clubul Gymnast este o familie. Și familia se prelungește inclusiv în discuțiile acasă. Cu siguranță. Mulțumim tare mult că, iată, ați venit astăzi la noi. Mult succes și lui David, îi transmitem prin intermediul dumneavoastră și celorlalți sportivi. Și de ce nu, poate că atunci când aminteam de cele două domnișoare, poate mai sunt foști sportivi care vor veni să se alăture clubului și din această perspectivă, dacă aveți nevoie de oameni de încredere și frumoși acolo. Aceasta a fost ediția de astăzi, Videoteca Excelenței, cu domnul profesor antrenor Bogdan Banta. O să vă mai întâlniți și cu Clubul Gymnist și rezultatele de acolo. Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc, ne vedem săptămâna viitoare. Toate bune, pe curând!